Proiectul renovării blocului alimentar a magaziei de alimente și a spălătoriei Spitalului Județean Mavromati Botoșan, depus la finanțare prin PNRR de către Consiliul Județean, a fost aprobat la finanțare de către Autoritatea de Management din Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Valoarea finanțării obținute de Consiliul Județean se ridică la peste 1 milion de euro. Imediat după semnarea contractului de finanțare, Consiliul Județean Botoșani va demara procedura de achiziție a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a celorlalte elemente de documentație, a declarat Doina Federovici, președintele Consiliului Județean Botoșani. La rândul său, managerul Spitalului Județean de Urgență Mavromati, Doina Caba, subliniază că eforturile pentru a aduce instituția sanitară la standarde mai înalte sunt substanțiale și se fac continuu. Prin acest proiect se vor efectua lucrări de termoizolare a pereților și a planșeelor. Se va înlocui tâmplăria interioară și cea exterioară. Se vor reface instalațiile electrice și termice. Se va monta aparatură nouă de iluminat. Se vor reface trotuarele și acoperișul pe care se vor monta panouri fotovoltaice.